pe un proiect care să aibă anumite criterii și anumite criterii legate de performanță, tot în urma discuțiilor pe care am hotărât ca partea de criterii sportive, adică mai pe românește cât trecem, pentru că tot ce înseamnă fișa de date și restul sunt lucruri pe care le pregătește primăria municipiului, știm conformitate cu prevederile date, dar putem discuta și mi se pare obligatoriu să discutăm cu suporterii partea legată de criteriile sportive în speță de se acordă pe, nu știu, 3 ani sau 4. Ce? Mărcile. Perfect, s-a câștigat contract. Cu ce obligați? În primul an să rămână sau să intre în ligă, în prima ligă. În al doilea an să fie în primele 5. În al treilea an să joace în cupele europene. Și astea sunt niște lucruri pe care le discutăm cu toți și le punem ca și criterii în caiet de stagi, iar și în criterii sportive. Restul lucrurilor sunt legate de bucătăria internă a primăriei. Deși au spus că au, e corect că eu cred că aici trebuie să vorbim cu tot, că au o discuție astăzi și cu cei care dețin CIS-ul. Primăria ca întotdeauna este deschisă să discute orice fel de variantă de lucru, dar în momentul în care se deschid premisele, fiind un pic jenată de modul în care s-a pus problema vis-a-vis de acest punct de vedere. Dar peste orgolii, peste politic sau nu, interesul unei activități extraordinar de importante din Ploiești și ceea ce înseamnă echipa asta, care este susținută de mii de suflete, deschiderea noastră este să purtăm orice fel de discuție în contextul în care această discuție se poate purta. Acum, CIS-ul, fără discuție, rămâne acolo și nu se dorește o colaborare cu noi, noi deschidem procedura de achiziții, după ce se încheie procedura de achiziții, care, atenție, ca și caiet de sarcini, repet, doar pe criteriile sportive, vor fi discutate de comun acord și puse ca și obligații sportive, ca și criterii de performanță sportive, vom încheia contractul și așa cum am obligat și mă oblig public, în fața Consiliului Local voi aduce și o propunere de susținere financiară pe legea 350, pe criteriile de performanță, și o discuție legată de, evident că ar trebui să meargă către zona CSM, legată de tarifele practicate pentru această echipă. Care evident trebuie să discutate general, că nu putem să facem favoritism în conformitate cu prevederile legale. Caietul de sarcini revine în întocmirea caietului de sarcini. Primăriei municipiului Ploiești. Singurul lucru, și o să vă explice Carmen, singurul lucru este legat de ce obiective pune la criterii? Dumneavoastră cunoașteți că și care de sarcini înainte a fost ok. A avut dăm tot. Suma asta, dar nu în primul an trebuie să faceți anul ăsta, în al doilea an trebuie să faceți asta, în al treilea an trebuie să faceți. Fix lucrurile astea ne vom discuta și ne vom pune de comun acord cu suport. Restul sunt lucruri legate de bucătărie internă, procedura este ținută în conformitate cu prevederile legale de către primărie. Mărcile, pe ce perioadă pot fi? Din nou este o discuție deschisă. Că-s pe 3 ani, că-s pe 4, că-s pe 2, că e pe 1, că am auzit câte variante. Suntem foarte atenți la partenerii noștri de dialog de astăzi și anume de solicitările dânșilor. Primăria mi se pare normal, știți foarte clar că în 2009 mărcile au fost preluate pe viață și înscrise în Consiliul și aparțin Consiliul Local. A Consiliul ăsta local nu este entitatea așa care plutește, este o entitate care reprezintă ploieștenii. Deci, ce criterii, cât dorim să facem, cât este perioada, este o chestiune care se stabilește de comun acord. Există riscul ca entitatea cu care vor merge suporterii să nu poată participa la licitație sau să nu câștige licitația? Există orice fel de risc în sensul ăsta, dar nu este o chestiune pe care nu putem, nu avem aici niciun fel de măsură. Se scot la licitație mărcile, se participă. Licitația vizează toate cele 6 mărci la pachet? Așa sunt scoase toate. Și repet, ca să fie clar, licitația se stabilește. Probabil că în următoarele zile se va stabili foarte clar cu cei care au venit astăzi și le mulțumesc pentru prezența aici. Și începem procedurile legate de termene, cu obligațiile pe care le stabilim de comun acord. Repet, 3 ani de zile, în primul an intri în prima ligă, în al doilea an rămâi în primii 6, în al treilea treci în cupele europene. Dau un exemplu, nu s-a discutat nimic. Deci luați asta ca exemplu. Da?
Asta le vom pune. Și cu un suport financiar, pentru că indiferent, este părerea pe care o mențin, dar pe care atenție, lasă cu toții și se duc în fața Consiliului Local. Și sunt convins că o anumită sumă va fi dată, acordată ca suport, pentru că este o activitate sportivă indiscutabilă pe care primăria trebuie să o susțină, în ciuda orgoliilor mai puțin elegante a unor. Estimați un termen până la care va fi întocmit caietul de sarcini și... Să rog, cum o să explici procedura de la ANAF? În cel mai scurt timp putem demara. Avem deja precedentul creat de acum 4 ani, decât să ne punem la punct cu modificarea legislației. În 2019 este un codul administrativ și trebuie să... Și estimați un termen până la care se va fi demarată această procedură? Procedura demarează în momentul în care avem hotărârea de Consiliul Local. Care hotărârea de Consiliul Local, evident, va fi în momentul în care ne ținem de acord vis-a-vis de ce avem de făcut. Există... Pas cu pas de fi informați despre lucrul ăsta, așa cum v-am promis și mă țin de la A la Z de promisiune că îmi place sau nu. Dar asta voi face întotdeauna așa, în metodul de informare corect. Pas cu pas, veți ști care sunt fiecare, sau de fapt veți ști fiecare pas pe care îl face. Este o procedură un pic diferită de 2019, pentru că între timp am apărut codul administrativ. Nu este ceva care să pună în pericol termenul să pericleteze într-un fel, orice fel de lucru, dar în același timp este o procedură obligatorie la nivel legal. Adică se va finaliza până la începerea noului campionat. Da, categorii, da, păi asta a fost și logic. Să este continuitate. Atunci, ca să fie foarte clar, eu nu îmi permit luxul și niciodată nu o să fac lucrul ăsta, în contextul în care astăzi știți foarte clar că unii dintre noi mai și trag pe niște lucruri pe care le-am făcut pentru chestiunea asta, să fac ca un fenomen ce există indiscutabil, că spun unii că da sau că nu, e problema lor ca un fenomen care există și anume petrolul cu tot ce înseamnă fan, cu tot ce înseamnă activitățile din prejurul lui să nu mai există. Este și motivul pentru care foarte rapid, în momentul în care, știți, e vorba aia, nu te duci dacă nimeni nu te vrea. Noi am deschis discuția, ni s-a spus pas, nu ne interesează cu voi și atunci am mers în cealaltă variantă de lucru în care să nu împiedicăm în niciun fel de mod și în niciun fel de chestiune temporară ca această activitate să se dezvolte. Pe care v-am spus, indiferent de orgolii, de supărări, de mod mai puțin elegant de a pune problema, va fi susținută într-un anumit cuantum pe care o va stabili Consiliul Local și financiar. Vă referiți la faptul că s-a vehiculat că nu implicăm politicul atunci când vine vorba de petrolul? Aici, cu tot respectul dumneavoastră, este ziarist și este ziarist vechi. Eu nu am cum să răspund de ce s-a vehiculat asta. Nu întrebați asociația, glorile, cei care dețin CIS-uri, de ce și cum. Da? Eu doar constat public ce s-a spus, am venit cu o propunere. Propunerea a fost ca a doua zi să ne întâlnim cu ceva scris, asta am făcut, după care să punem în nu scriptic, ci online, pe calculator, pe orice fel de variantă de lucru și-a dorit-o, cine și-a dorit-o. Am pus-o așa, am trimis la și la stadion formula și ni s-a răspuns clar că cei care dețin CIS-ul nu sunt interesați să meargă în zona asta politică. Eu sunt interesat să susțin și această asociație și sunt foarte atent și interesat să susțin și ceea ce înseamnă partea de tot ce înseamnă suport. Care de multe ori, de foarte multe ori, poate mai puțin elegant cum s-a întâmplat acum, dar tensiunea este foarte mare și sunt oameni care de ani de zile susțin echipa asta și care chiar nu-și doresc pe bune, poate mai mult decât vorbim noi, ca acest fenomen să fie vreodată terminat sau închis. De asta o să vă rog să înțelegeți și eu vă adresez scuze în acest sens, dar sunt oameni care au susținut întotdeauna acest fenomen. Indiferent de situație, incontestabil și fără niciun fel de pretenție. Și atunci parteneriatul cu ei este clar, este și motivul pentru care am venit și am spus bună ziua, vă rog, hai să vedem ce facem la nivelul criteriilor sportive. Acolo încolo ce doresc alții sunt niște lucruri la care pot să fiu foarte atent, niciodată să nu mai aduc orgolii și să acționez în consecință, fără să periclitez acest fenomen. Eu vă mulțumesc foarte mult. Încă o dată, au fost niște discuții încordate.
nu este o lipsă de respect a niciunea dintre noi, dintre părțile de aici, vis-a-vis de dumneavoastră presa. Poate că niște lucruri nu au fost elegante. Eu îmi cer scuze pentru această situație, dar toată lumea e de acord și toată lumea merge către o singură direcție clară, așa nume, petrolul să existe și va exista. Mulțumesc!